Bună, Crăciun fericit și sărbători frumoase de aici din Londra, Regatul Unit. Astăzi, în toiul acestor sărbători magice, vă propun să ascultați și să vedeți un concert sincer de suflet realizat de un grup de tineri extraordinari care nu uită de tradițiile și rădăcinile noastre românești, oriunde ar fi în lume. Acum e timpul să reflectăm asupra ceea ce este cu adevărat important. Familia și bunăstarea celor apropiați, mai ales în aceste vremuri extrem de grele. Dar cu credință, răbdare, perseverență, o să trecem peste toate și o să ieșim învingători. Iar ce o să vezi în continuare, cu siguranță îți va da putere și credință să mergi mai departe. Savurează, pentru că se merită. Bună, sunt Lilia Pintea și aș vrea să vă zic un sincer la mulți ani. Fie că acest Crăciun să-l petreceți acasă, lângă cei dragi. La mulți ani! Sfânta Maica lui Iisus, rătăcește în jos și în sus, pe un plai scăldat de soare, pe fâinețe numai floare. Ies la cea cu fân pe jos, se preface în rai frumos. Adelina și vreau să vă urez un sincer la mulți ani alături de cei mai dragi sufletului. La mulți ani și sărbători fericite! Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim
mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine. De sărbători mereu mergeam acasă. Niște momente extraordinare petrecute în familie, chiar foarte tari. Sunt Dumitru Botnarenko și aproximativ de 3 ani sunt stabilit în Marea Britanie. Aici petrec sărbătorile de iarnă. Însă voi, dacă sunteți acasă, vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi. La mulți ani! Primiți sărbătorii! Bună seara la obloanii, la boieri și la cucoanii! Bună seara la ferestri, la boieri și la nevesti. Ia poftiți de vă treziți, da să nu vă bănuiți! Ia poftiți de vă sculați, da să nu vă supărați! Ca și-ai dat odată, n-am să îmblăm, că la case să urăm! Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței roata măi! Hey! Hey! Anul nou și bobotează așa pe vin cășlejile smărită fetele! Bucur-te, jupăneasă, că suăm fata din casă! Da. Ușile s-au odihnit, n-avea șinile izghi! Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței roata măi! Hey! Seară de seară la Sfântul Vasile să vă fie boieri cu bine, că într-această casă luminoasă este o toamnă frumoasă. Mulți flăcăi având crescând, numai unul Vasile, filozof în lume, cât a trăit, mult bine a făcut, ca aur îmbrăcat și ca pământul de bogat. Se urca pe muntele Andreiului, se uita în părți și scria cărți. Se uita în lume și scria seșeritor de pâine, iar seșeritor de pâine cum venea ca o mare ploaie cu ea, și lumoș Vasile tare mai plăcea. Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței roata mai flăcăi! Hey! Hey! Salut! Mă numesc Daniel Andruțac și vă urez un an nou fericit alături de cei dragi. La mulți ani! Într-un lagăn stac
Ia-mi stai să mă vezi, că rămâi tablou. Barne mă cheamă, Barne Show. În Londra eu locuiesc și un sincer la mulți ani îți doresc. Fraților, așa un banc mai de Revelion, dar mai trist așa un pic. Un domn în ajunul de Revelion l-a părăsit soția și de la lucru a fost dat afară, cu păreri de rău. Stătând el așa singur în casă, s-a gândit: păi dacă n-am nici soție și nici serviciu, ce să mai trăiesc pe acest pământ? Și s-a gândit domnul să-și puie capăt zilelor. Și-a făcut lațul frumos, l-a înnat de pod, a pus scaunul și când a vrut să-și bage gâtul în laț, a intrat pe ușă moșul. Moșul îi spune: bă, stai, ce faci? El îi spune: uite care e situația. Soția m-a părăsit, serviciul am fost dat afară și nu mai am pentru ce trăi. Dar moșul îi spune: hai, dacă totuși ești pe scaun, spune o poezie! Hai să vă mai spun una. Un domn șef de la trenuri vine acasă să facă o glumă cu soția sa și îi spune: biletul la control. Dar un individ de sub pat îi spune: am abonament. Uitați așa un băițel dintr-un sat mai departe, așa de, să spunem, un pic de mai în fundul Moldovei, să spunem așa, s-a gândit că, păi, niciodată în Revelion nu primea cadouri. Hai să scrie moșului și el o scrisoare, cum la școală a văzut că tot scrie și el o scrisoare. Scrie moșului că vrea o pereche de ghetuțe și o minge. Acum aia pune un plic, eu trimite moșului, scrie, îi pune în poștă frumos și așteaptă răspunsul. Acum doamnele de la poștă spune: păi, dar pe moșul nu există. Hai să citim scrisoarea noi. Au citit scrisoarea, s-au uitat că vrea băițelul o minge și o pereche de ghetuțe și s-au gândit: hai să facem și noi un act de binefacere. Au pus bani, dar nu le-au ajuns de amândouă cadouri și a cumpărat doar o minge. I-a trimis-o frumos băițelului, băițelul a primit de Revelion cadou, s-a bucurat, dar, cu părere de rău, nu era plin cadou care a vrut el. Și scrie înapoi moșului: dragă moș, îi scrie frumos, trimite la poștă, poștărițele: au, bravo băițelul, ne mulțumește, hai să citim scrisoarea. Au deschis scrisoarea și începe a citi: dragă moș, mulțumesc de cadou, am primit mingea, dar ghetele, cu părere de rău, cred că nesimțitele de la poștă mi le-au furat. Un domn de 90 de ani vine la bancă să-și ia un împrumut. Se așează frumos lângă în fața unei doamne, doamna îi spune: da, domnul, vă ascult. Domnișoara, am nevoie de un împrumut, dacă se poate. Doamna întreabă: câți bani aveți nevoie, domnule? 10.000 de lei. Nu-i problemă, vă împrumutăm, că la noi asta e serviciu. Dar câți ani aveți, dacă nu-i secret? Moșul îi spune: 90 de ani. E, moșului, cam problematic, că la vârsta asta, azi ești mâine, nu ești, știți cum e. Trebuie să veniți cu o persoană care să semneze, să ne dea garanție. Moșul îi spune: da, vin cu tata. Ia stați să leacă, domnule. Dumneavoastră aveți 90 de ani, dar tatăl cât are? Are 120. Vai de capul meu. E bun, dar lasă, veniți cu tata. Dar ce vă trebuie la voi doi, așa, moșnici, oameni în vârstă, 10.000 de lei? Ne ducem la nuntă la bunielul. Vai de capul meu. Cum? Dumneavoastră aveți 90, tata 120, la bunielul mai trebuie să mă însoare la vârstă care o are? Nu-i trebuie, dragă fată, dacă părințele îmi pun și să fac. Sunt Tatiana Miron și pentru că suntem în această minunată perioadă a sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vă doresc multă sănătate, fericire, bucurii, împliniri și căldura sfintelor sărbători să fie mereu alături de dumneavoastră la mulți, mulți ani! La ferestre d'albe mele.
Se mai răcește și începem a ora de la Casa Colinda. Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. Semne bune de belșug, trageți brazda de sub plug și strigați cu toții, măi, roata, măi! Hei! Hei! Da cum, cinstiți gospodari, mai căutați prin buzunar, mai căutați prin cea cotruță și ne dați vreo părăluță. Să ne cumpărăm câte un boldișor, să-mi fivge pe boișor, să meargă mai uitișor. Că noi mai vrem a trece pe la un țăran, îmbrăcat într-un suman, dar sumanaș din cele noi cu sud din nouă piei de oi. Da, dinspre soare, bortă mare, dinspre stele, borticere, dinspre lună, bortă bună, că n-o coși nici într-o lună. A, pentru asta, măi flăcăi, zgâniți din zurgălăi și strigați cu toții! Hei! Hei! De urat va mai ura, dar ne teme consăra. Și nu suntem de aici, colea, suntem de la Cicabuca, unde-i măliga cât nucă. Că mâncai o fărmătură, că-ți cad toți dinții din gură. Ia mai mânați, măi flăcăi! Hei! Hei! Iar se la sărbătoare. Anul nou ne bate-n prag, cântec vechi din nou cântat, încă din copilărie ascultat. Anul nou ne bate-n prag, cântec vechi din nou cântat, încă din copilărie ascultat. Anul nou vine lin ca un eco, anul nou ne întâlnește din nou. Anul nou vine în prag pentru omul cel drag și lumina pe brad, și lumina ce arde pe brad. În secunde se topește iar zăpada și ne bucură cu fulgii iar ograda. Anii noștri se rotesc ca și fulgii se topesc, două inimi astăzi încă se iubesc. Anii noștri se rotesc ca și fulgii se topesc, două inimi astăzi încă se iubesc. Anul nou vine lin ca un eco, anul nou ne întâlnește din nou. Anul nou vine-n prag pentru omul cel drag și iar ninge cu flori albe-n prag. Și iar ninge cu flori albe-n prag.
pe brad și lumina ce arde pe brad. Anul nou vine lin ca un eco, anul nou ne întâlnește din nou. Anul nou vine un prag pentru omul cel drag și ar ninge cu flori albe-n prag. Și ar ninge cu flori albe-n prag. La mulți ani, dragilor, din partea mea, Ovidiu Antonovici, vă doresc ca noul an să vă aducă multă bucurie și liniște și căldură în casele și în sufletele voastre. La mulți ani! Suntem iar toți acasă, seara e mai frumoasă. Versuri dintr-un cântec vechi, parcă le aud dintr-o altă seară de și ca și lini.
Salutare, lume mare! Sunt Gicu Slobozeanu și vreau ca aceste frumoase sărbători de iarnă să vă aducă liniște sufletească, căldură multă în casele voastre și un Crăciun fericit alături de cei dragi. La mulți ani și sărbători frumoase să aveți! Busuioc verde pe masă, să fii gazdă sănătoasă, noi mai stăm aici în casă unei gospodin aleasă. Și un gospodar frumos, mândru, drag și arătos, plug bătrân cu patru boi și încă o dată mai feciori. Hei! 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 Ai ești leliță cu golacul că-ți fărmă boi, da! Pragul. Ai ești bădiță cu ciorul că de nu-ți fărmă oborul. Pentru asta, băi, flăcăi, ați zângăniți din zurgăle și strigați cu toții! Hei! Hei! La anul și la mulți ani! Bună, sunt Emma Caraman și cu prilejul sărbătorilor de iarnă vreau să vă urez numai sănătate, fericire, realizări frumoase și să puteți fi alături de cei dragi de sărbători. La mulți ani! Ce veste minunată, lângă Viflaim s-arată. Cerul strălucea, îngerii veneau pe o rază curată. Cerul strălucea, îngerii veneau pe o rază curată. Păstorilor din câmpie, le vestește o bucurie, într-un mic lăcaș, într-acel oraș, s-a născut Mesia.
Sunt Mariana Bratu și cu ocazia sărbătorilor de iarnă vă doresc tot ce e mai bun. Dragoste, fericire, bucurii, realizări frumoase și tot ce vă doriți să se împlinească. Anul 2021, fii mai bun cu noi! La mulți ani! Dacă ai avut răbdarea și plăcerea să urmărești acest video până la final, atunci ești un om care apreciază arta și tradițiile și înțelege importanța adevăratelor valori. Vă rog mult, apreciați acești artiști minunați care au găsit timpul atât de prețios aici în Londra, departe de casă, și au creat ceva extraordinar de frumos. Ne-au făcut să ne aducem aminte de acele amintiri frumoase din copilărie și ne-au adus mai aproape de plaiul nostru mioritic. Te rog mult, apreciază efortul pe care l-am depus printr-un like, distribuie mai departe și abonează-te pentru mai multe video de acest gen, de calitate și content original. Iar dacă ai posibilitatea, susține-ne pe Patreon sau devin un membru al comunității Caraman FM pe YouTube, făcând click pe Alătură-te sau Join. De aici, din Londra, de la întreaga echipă, vă dorim Crăciun fericit, pace în suflet, la mulți ani, sărbători frumoase și luminate. Aveți grijă de voi! Toate bune! Numai bine!